Toate viețuitoarele au de suferit din cauza caniculei, dar oamenii le pot ajuta ca să treacă mai ușor peste vremea caniculară. În această gospodărie din județul Olt, proprietarii le asigură păsărilor umbră și apă proaspătă la discreție. Trebuie apă la orice moment, apă rece, mâncare, trebuie să stea la umbră, ele se sufocă mai rău ca noi, ca oamenii, și e foarte greu cu ele pe căldura asta cât e de mare acum. Medicii veterinari spun că în aceste zile caniculare trebuie să fim mai grijuli cu animalele și păsările din gospodărie. Păsările încep să sufere de căldură atunci când temperatura aerului de afară trece de 30-32 de grade Celsius. Din acel moment, găinile sunt stresate termic, apar afecțiuni declanșate de căldură și poate surveni chiar moartea păsărilor de curte. Recomandăm tuturor ca începând cu ora 11, când temperatura e foarte mare și încă o perioadă e caniculă, până la 19 seara animalele să nu mai fie scoase, expuse la soare, să stea sub umbrare sau sub în grajduri foarte înalte ca să fie umbră, să aibă apă în exces. Păsările sunt mult mai sensibile crescute în fermele avicole, acolo trebuie microclimatul să fie totalmente controlat. Un val de căldură traversează în aceste zile județele din sudul țării, iar temperaturile au trecut la umbră de 39 de grade.